Aventura matinalilor ZU, Buzdugan și Morar a ajuns la final după 3.000 de kilometri cu autorulota la Morning Zu. Colegii noștri au încheiat turul României cu o petrecere. Începem oficial turul României cu autorulota ZU. Primul. Plecăm de aici. Mă simt ca atunci când plecam în tabără la Năvodari. Să înceapă aventura! Așa a început Radio Aventura, un tur al României și 3.000 de kilometri parcurși de matinalii de la ZU în 2 săptămâni pline de peripeții frumoase. Mihai Morar, Emma, Daniel Buzdugan și Tea Teodorescu au fost live 24 din 24. Ascultați Radio ZU, pentru că Buzdu e de aici, din Iași. Trebuie să ne ridicăm ca și oameni la nivelul frumuseții acestei țări. Să fim frumoși ca țara noastră. Au fost, cred că, 10 de copii, de tineri din România care au venit la întâlnirea cu autorulota ZU, indiferent unde am campat-o, indiferent de unde am făcut emisiune. Provocarea s-a încheiat cu o petrecere festival, Back to Dance, la malul mării. Nu ai de am dormit foarte puțin, am râs mult, am plâns mult, am făcut peste 3500 de kilometri ca să ajungem aici, să împlinim unul dintre cele mai mari visuri din ultimul an și jumătate. Dacă ai pe cineva drag, îmbrățișează-te! După cea mai mare îmbrățișare de la malul mării, echipa Radio ZU a ajuns în București, acolo unde a început totul. S-a intrat în București! Se vede povețele noastre! Băi, eu chiar sunt bucuros, am cunoscut niște oameni foarte